Domnule primar, stimați invitați, doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit! Suntem din nou în luna octombrie și din nou ne întoarcem privirea sufletului către cei care ne-au deschis calea copilăriei către drumul sinuos al vieții. Pentru al 17-lea an venim în fața dumneavoastră a tascărilor noștri dragi pentru a vă aduce recunoștința noastră vouă, acelora care ați trudit o viață în fața clasei. Și vom începe cu un dar de suflet, un cadou muzical plin de sensibilitate și emoție. Dacă tot am vorbit despre sala de clasă, am invitat anul acesta o artistă care a făcut să vibreze milioane de inimi prin modul în care atingea garoafa de sub banca la rafă primită de la colegul de clasă. În anul... Ne încurcăm în hârtii până la urmă. În anul 1985, la sala radio, o nouă stea a fost botezată. Steaua fără nume a primit numele Oana. Într-un interviu recent, artista spunea: mie nu-mi place muzica ușoară, îmi place muzica poveste, mai elaborată, mai complexă, armonic. Doamnelor și domnilor, timbru suav, emoție, frumusețe, farmec, charm, Oana Sârbu! Nu știu dacă
public nu atât de numeros, dar foarte cald și primitor. Mă bucur foarte mult că ne întâlnim în această după-amiază de octombrie. Am condus până aici și acum mă detașez așa cu dumneavoastră, mă așez pe muzică, pe emoție, cum spunea și Samir, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru intermedierea întâlnirii dintre mine și dumneavoastră. E a doua sau a treia oară, cam două luni, când merg pe drumul ăsta aici, în zona dumneavoastră. Și cred că ar trebui, am mai zis-o și cu altă ocazie, cel puțin două, trei zile, așa ca noi ăștia din sud, mai ales din capitală, să ne putem relaxa, pentru că zona are o energie absolut fabuloasă și merităm și noi un pic de liniște. Vă mulțumesc foarte mult pentru primire și v-am pregătit câteva melodii din repertoriul meu, din repertoriul internațional. Sper să fie în asentimentul dumneavoastră și să vă placă. Și mai povestim pe parcurs. Dacă te-am minunțit cândva, îmi pare rău și înțeleg suspinul tău. Dacă te-am minunțit cândva, știu că am greșit și ce mult în suflet te-am rănit. Dacă te-am mințit cândva, regret acum. Vreau să avem din nou același drum. Dar dacă să reproșez, răscolești trecutul tău, să-mi iau zile, nu pot. Ooh, 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 ooh,
ambele greșesc, nu? Față de Domnul, mai păcălim și noi mai mințim. Cele două piese cu care am început recitalul meu aparțin unui muzician cu care colaborez din 1985. Într-adevăr, pe scena de la Sala Radio Manasat, în concursul Steaua fără nume, aveam o rochiță făcută de bunica mea, care era cântăreasă, un material adus de tata din Egipt, care stătuse cu tatăl Tănase într-un turneu o jumătate de an și mi-a adus câteva materiale foarte frumoase și unul dintre ele, bunica mea a zis, asta e o rochiță cu care o să te îmbraci. Erau foarte multe rigori impuse. Poate vă amintiți. N-aveam voie să purtăm cercei lungi, părul strâns, poezii patriotice. Unele lucruri au fost într-adevăr impuse, altele au fost alese de mine, cum ar fi, de exemplu, piesa În Amurg, de Aurel Giroveanu, la care am fost acompaniată de Geri Podgoreanu, un mare pianist de jazz. Plăcută aducerea mintea părții frumoase a anilor 80, care pentru mine a fost într-adevăr debutul la Steaua fără nume și mai apoi Premiul Tinereții de la Mamaia, 86, și apoi nebunia care a început. Okay. După Dacă te-am mințit cândva și doar cu o singură privire, compozitor Virgil Popescu, versuri Angel Grigoriu. Vreau să vă cânt o piesă, Ansiedad, din repertoriul Nat King Cole, o melodie foarte veche. E varianta mea în limba spaniolă. Sper să vă placă, dar cum vă cunoașteți? Dacă v-ar face drag să dansați, eu zic că e loc veche. E un vals din Mexic. O să cânt alături de domnul Petre Giampașu pe 3 noiembrie. Va împlini o frumoasă vârstă de scenă, 60 de ani și o frumoasă vârstă în viață. Și o să cântăm împreună la Teatrul Tănase. Poate nu o să mă aflați și dumneavoastră pe acolo. Ansiedad, de nevel mis brazos, uzi tanto palabras de amor. Ansiedad. Și e dragul.
specialitate aveți? Trebuie să vă întreb. Cadre didactice de la? Cum? De la diverse. Învățători, domni învățători și profesori de diverse materii. La școală sau la liceu? Și doar atâția sunt. Sunteți în tot Paștani? Nu. Da? Cum? Am școlar ce-a trecut. Pentru mine, doamna Flora a fost un simbol al feminității și al stilului de a preda. Doamna Angela Flora mi-a fost învățător la... Se numea liceul Emil Racoviț, era un liceu cu profil de sport și acum este un liceu cu profil de sport pe Baru Coravo, acolo de la Piața Muncii către parcul, se numea 23 august. Na, ce să zic, așa le știu eu denumirile. Și domnia sa a trăit foarte, foarte mulți ani frumoși, până în urmă cu vreo 2. Și am să mi-aduc aminte tot timpul de domnia ei și mai apoi de clasele 5-8, când am sentimentul că fiecare dintre cadre didactice, fiecare profesor la fiecare materie a reprezentat un simbol pentru mine, cel puțin, pentru că ne-au făcut așa cumva ca și materiile care nu ne plăceau prea mult să ne placă într-un fel anume. Și regret foarte tare, dar de fapt nu regret, mă bucur că tot ce știu acum se datorează a acelor ani. Dincolo de primii ani de acasă, cei 7 ani, cred că cei mai frumoși și cei mai importanți pentru educația unui viitor adult sunt clasele 1-8. În felul ăsta, acum ne mai regăsim mai nimic din ce știu eu de atunci, încerc să fac școala de la școală, alături de fiul meu, cu școala de acasă. Adică încerc să fie așa lucrurile cumva paralel. Nu o să stau prea mult pe subiect, dar câteodată e așa un fel de frustrare, că nu mai regăsim nimic din ce a fost atunci cumva, nici din metodele de învățare, nici... În orice caz, îmi plac foarte tare manualele, le citesc cu mare drag și încerc să... Combin așa educația asta de apartenență la grup și la tehnologia actuală cu cea tradițională, clasică. E un slalom aproape imposibil uneori, dar mai am acum clasa 8-a și apoi nu știu ce o să fie, dar mi-ar plăcea ca tinerii noștri să se dezvolte frumos într-o țară atât de frumoasă cum e România, cel puțin din punct de vedere geografic. Ok. Continuăm cu Mașinada, ritmul din Brazilia, samba. De obicei cânt așa, acompaniată de cel puțin doi instrumentiști sau de o trupă întreagă. Dar acum așa au permis lucrurile și vine să mă întorc spre ei, să-i găsesc în spate. Și dăm împreună. Demaracado, é sabor do preto feito, samba.
înseamnă că omului știu de-o lega. O să nu va creder că ești de genul frina. O, doi, trei și o. Mulțumesc foarte mult, dați, am primit azi un cadou minunat. Vreau să am mulțumesc, nu știu să rog cum o, dacă tot ești aici. Ia uitați ce am primit. Mulțumesc foarte mult, să știți că a fost așa deosebit de emoționant să văd o fotografie foarte, foarte reușită. De fapt, o pictură după o fotografie. Da, este extraordinar. Uite, mai fără acum o poză. Se face poză așa din culință. Uite, să se vadă și cadrul ăsta. Fă-mi aici, că se vede frumos cadrul ăla cu... Du-te acolo, mă. Facem regie, dar nu se poate aici. Înțeleg că e foarte pasionat de fotografie și de desen și că face mai multor artiști. Mi-a arătat câteva picturi și cu domnul Albano. Bravo, vă felicit din suflet! Îi povesteam domnului Schneider că am avut pe fratele tatălui meu, pictor și profesor de arte plastice. Mulțumesc! Plăcută aducere aminte din 85, chiar că a surprins exact privirea aia. Cumva, nu știu, era așa, îndrăsoavă și... Pentru că am două melodii pe care cu siguranță le veți recunoaște. Una dintre ele, prima dintre ele, este compusă de Temistocle Popa, care a scris pentru muzica românească foarte multe melodii. Are nume de floare. Aceste flori cu pinguri multe culori. La lele, la lele,
vorbiți în locul meu și spune ce-aș vrea să-i spun eu. Speranța să fii în orice îndrăgosti și nu mai te traiu pe tale a ori. Ia mă superai, ce bună via ta. La grădina Batiște, care nu mai există acum, am avut un spectacol în care a participat și domnia sa. Dar piesa mai întâi și mai întâi s-a numit Gagarin, Gagarin, să știți, are un istoric extraordinar. Bun, o să trecem de la Temistocle Popa la Florin Bogardo, care a fost un mare muzician și a scris foarte multe cântece splendide. Am ales o melodie tot cu nume de floare, mai ales că am primit acolo florile mele preferate ale lunii mai și nu doar. Dar sper să vă placă și poate să cântăm împreună. Să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Și totuși vom uita. Să iubim trandafirii. Ei ne vor ierta clipele rătăcirii. Și pentru asta nu altfel. Vreau să vă invit să, nu știu, să cântăm, să dansăm pe melodie din repertoriul meu. Ce ziceți, bine? Aplauze.
cânta. Spune dacă iubirea ta vrea și ești nevinovat. Cântă, spune și știi dacă bine. Și versurile scrise de Sasha Georgescu, așa cum astăzi nu se mai scriu. Eu cred că totuși, chiar dacă se trimit flori acum,
așa cu un click pe un touchscreen. Romantismul specific anilor de liceu nu pierde niciodată, indiferent de perioada pe care o traversăm cu toții. Eu îmi doresc foarte mult să fim sănătoși, să iubim și să fim iubiți și toate astea ar fi posibile dacă ar fi liniște și pace pe pământ, nu? Păi să cântăm împreună. Încotromeci spre cele leacuri noi grăbit alegi. Cum poți într-o zi să schimbi în oameni mari niște copii? În postipiți stău sculețul când ieri mult iubit. Și vrei ori nu vrei, ani de școală se duc și ei. Cântam cu mine? 2, 3 și cu emoții la română, scumpii ani de liceu, când amate dai de greu. Ani de liceu, când ți-i soarele în mână și te crezi legendarul Prometeu. Ani de liceu, când se întâmplă tragedie, fiindcă ieri te-ar zări la un film cu al băiat. Ani de liceu, plătit cu poezie, tot ce ai în balun mai curat. Car puțin, așa, mulțumesc, bravo! Nu, domnii grăbiți, anii de școală ce ne-ai dăruit. 2, 3 și ani de liceu, copiii nivelează, scumpii ani de liceu, scrie i-am inim mereu. Liceu, enigmatică pe față la roman, ce e doar al meu. Am de liceu, când în recreația mare te ascunzi ca să pot sunt o dată nepreda. Am de liceu, când o oră în altă spare, fiindcă știi că te va asculta. Haideți, domnii profesori de muzică! Și am de liceu, emoții la rămână, scumpii ani de liceu, când la mate l-ai de greu. Am de liceu, când ții soarele în mână și te crezi legendar Prometeu. Minunat! Am de liceu, când se întâmplă tragedie, fiindcă el te-a zărit la un film cu apoiat. Am de liceu, când grătim cu poezie tot ce ai. Din toată inima multă sănătate, să ne revedem cu bine în sfârșit de toamnă în belșugare.
Un sfârșit de an minunat, să auzim doar vești bune. Mulțumesc foarte mult! Dacă cumva ați filmat sau ați făcut fotografii, am și eu două, trei pagini, chiar Facebook, acum nu știu dacă aveți acces acolo, Oana Sârbu Gudini, și mai am și o pagină pe Instagram, fetelor, Oana Mădălina, cum mă cheamă și Mădălina Sârbu, da? Și aștept acolo să-mi trimiteți ce ați pozat sau ce ați filmat. Vă îmbrățișez! Mulțumim frumos, Oana Sârbu! O scurtă istorie care vreau să vă povestesc și ne plimbam prin Vaslui. Este incredibil. Deci, copilaș de 3 ani, mami, Oana Sârbu! Mami, ce spui? Serios? Și nu mai spun cei din generația mea și chiar mai sus, evident, acolo nu, dar chiar când acel copilaș a strâns-o pe mama de mână, nu știu dacă avea chiar 3, poate 4, 5 ani, dar sigur nu mai mult de 5 ani, a fost wow, într-adevăr. Și acum să revenim la cei care și-au îndeplinit nobila menire a vieții. Să modeleze suflete și să formeze caractere frumoase, demne pentru viață. Acum peste 17 ani, se năștea un proiect inimos, o manifestare prin care se dorea răsplătirea prin recunoștință a dascărilor pensionari. Iată-ne la cea de-a 17-a ediție a Domnilor Profesori cu Dragoste. Vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi și sperăm ca să aveți mulți ani de pensie îmbelșugată și să fiți bine. Și în acest an, Casa de Cultură, împreună cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Pașcani, doresc să vă felicite pentru întreaga dumneavoastră carieră didactică. Așadar, pentru a primi recunoștința noastră, pentru a vă ura ani mulți și sănătoși de pensie, am să o invit acum pe scenă pe doamna Daniela Calistru, managerul Casei de Cultură. Cadrele didactice, pe cei care ne-ați introdus în lumea abecedarului, în lumea cifrelor a matematicii, pe cei care ne-ați condus prin labirintul diferitelor discipline pe care le-ați predat pe parcursul carierei didactice, pe cei care ați fost pentru noi, școlari, mama și tata, mă refer în primul rând la cadrele didactice din învățământul preșcolar, dar și gimnazial, pe cei care ați pus temelia pentru noi, oamenii care am devenit, pentru profesioniștii care am devenit noi, și pentru asta cred că se cuvine să vă mulțumim și să vă fim veșnic recunoscători. Dar să revenim la activitate. Vă mulțumesc încă o dată și nu vă mulțumesc în nume propriu, ci consider că vă mulțumesc în numele tuturor generațiilor care au trecut prin mâinile dumneavoastră și la care ați pus suflet, cât o bucățică din sufletul dumneavoastră în fiecare generație care a trecut. După cum spunea colegul meu Samir, este pentru al 17-lea an în care Casa Municipală de Cultură Mihai Sadoveanu din Pașcani sărbătorește învățământul pășcănean. Este o activitate care pe parcursul anilor a fost realizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local. Și profit de faptul că alături de noi aici în sală este domnul primar al municipiului Pașcani,
domnul Marius Pintilie, pe care am să-l rog să vină alături de mine pe scenă, domnul primar. Și sunt sigură că și dumnealui vrea să vă transmită câteva gânduri. Mulțumesc, bună seara tuturor, doamna director. În calitate de colaborator și organizator al acestui eveniment, vă spun sincer că aveți o datorie pentru la anul. Aș vrea cumva evenimentul de la anul să compenseze cu evenimentul de astăzi, în sensul că, sincer vă spun, mi-aș dori mai mulți oameni în sală și trebuie să facem cumva ca acest eveniment să fie popularizat mai bine, promovat mai bine, pentru că, vă spun sincer, nici eu nu sunt mulțumit, dar am avut un artist de calitate, avem o sală frumoasă, văd că v-ați pregătit cu tot ce trebuie, ne mai trebuie și oameni care să vină să aprecieze atât actul artistic, dar și, să zicem, efortul depus de cadrele didactice. Deci, misiunea noastră pentru la anul este să fie un eveniment de amploare cu o sală plină. Și acum vreau să revenim la o notă mai optimistă, pentru că eu, de felul meu, să știți, sunt optimist. Și vreau să vă spun că am o deosebită apreciere pentru învățământul pășcănean. În calitate de consilier local, dar și în calitate de primar, am avut de-a face cu activitățile și cu tot ceea ce se întâmplă în învățământul pășcănean, în calitate de reprezentant din Consiliul Local, în Consiliul de Administrație și parte din directorii și foștii directori care sunt prezenți astăzi în sală, știu că m-am implicat în activitatea școlilor, mai mult acum din perspectiva primarului. Și cu mulțumire personală vreau să vă spun că am mișcat ceva lucruri cu modestie în toate școlile din municipiul nostru. Dumneavoastră puteți să vedeți ceea ce se întâmplă la fiecare școală. Nu cred că este o școală care să nu fi primit ceva sau să nu fi mișcat într-un fel sau în altul lucrurile acolo și vorbesc doar din perspectiva administrativă. Pentru că pe partea educațională, din punctul meu de vedere, primarul ar trebui să lese profesioniștii, adică dumneavoastră, directorii și cadrele didactice, să-și facă treaba. Dar din punct de vedere administrativ, am făcut tot posibilul ca să îmbunătățim condițiile de învățare din școală. Am avut și o oportunitate. În anul 2022 am avut PNRR-urile, adică proiecte din bani europeni. Vă spun sincer, de luni până joi, în săptămâna asta, am fost la Bruxelles tot în interesul de a vedea cum se mișcă lucrurile în Europa. Și în anul 2022 am avut câteva oportunități, niște trenuri care trec prin gară și este păcat să nu le prind. Și mă bucur că am reușit să le prindem. Avem 4 școli care au proiecte pentru eficiență energetică. Asta înseamnă că se renovează școala pe exterior, cel puțin, și mai avem un proiect pentru dotări. 9 milioane de lei pentru cele 9 instituții de învățământ din Pașcani. Cam 1 milion de lei în fiecare instituție de învățământ. Un proiect făcut în colaborare cu Consiliul Județean pentru dotări. Vă spun sincer, asta înseamnă că și unitățile de învățământ din Pașcani vor avea în perioada următoare niște dotări primite din banii europeni și din punctul meu de vedere, asta trebuia să facem. Că trebuia să facem poate mai mult sau au fost și alte oportunități, așa este, dar eu vă spun sincer, sunt mulțumit de ceea ce s-a făcut până acum, sunt mulțumit și de investițiile care sunt în derulare. Ați văzut școala Ioreache Cantacuzino că este gata. Ați văzut, probabil, zilele acestea, vedeți cât de frumos răsare grădinița din centru, de lângă școala Iordache Cantacuzino. Și acolo veți vedea că avem și loc de joacă, avem și parcări, avem și o stradă care se renovează. Creșa, grădinița de pe strada sportului, de lângă, din zona din deal, ați văzut că este aproape gata și ea. Facem tot posibilul să împingem constructorul de la spate, să-și termine treaba și să ne, predea instituția de învățământ și lucrurile se mișcă. Pe de altă parte, mă bucur că avem o echipă de directori, o spun cu toată inima, la fiecare unitate de învățământ care este determinată
și văd că își doresc foarte mult să schimbe unitățile de învățământ în bine. Le mulțumesc pentru contribuția lor și le transmit că sunt în continuare alături de ei ca să facem tot posibilul să îmbunătățim învățământul la Pașcani. Referitor la dumneavoastră, ce să vă zic? Eu am avut și eu norocul să am cadre didactice, profesori, atât în școala generală cât și la liceu, de foarte bună calitate. De foarte bună calitate. Și vă spun sincer, consider că mare parte din ceea ce sunt eu astăzi a fost construit de către aceste cadre didactice în această perioadă de liceu și de școala generală. Pentru ei am un respect deosebit, la fel și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc în primul rând că v-ați făcut treaba, că ați crescut generații de copii bine și vă mulțumesc că ați făcut tot posibilul ca să mențineți standardul învățământului la Pașcani la un nivel ridicat, recunoscut atât în județ cât și în țară. Încă o dată, mulțumiri și sănătate, multă satisfacție! Am salut pe domnul primar Sărmân alături de mine pe scenă și împreună vom invita pe scenă cele 8 cadre didactice care au ieșit la pensie în anul școlar 2022-2023. Da. Diplomă de excelență. Pe măsură ce strig, am să rog doamnele și domnii profesori care sunt în sală să și-și aud numele să urce pe scenă. Diplomă de excelență se acordă doamnei profesor de învățământ primar, Brahas Magda, de la Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, Pașcani, pentru contribuția adusă dezvoltării școlii românești. Doamna Brahas? De atunci înseamnă că își va veni și își va ridica diploma, buchetul de flori și, bineînțeles, acea mică remunerație pe care Casa de Cultură și, bineînțeles, Primăria le oferă. Diploma de excelență se acordă doamnei profesor Roșca Iliana de la Colegiul Național Mihai Sodoveanu din Pașcani pentru contribuția adusă dezvoltării școlii românești. Iubesc copiii și vreau să vă spun că inima mea bate mică profesional. Dumneavoastră vorbiți aici de pensie, dar eu mă simt profesoară și cred că așa va fi până la capăt. Aș vrea să mulțumesc de asemenea celor care m-au format, învățătorilor mei de la Conțești, domnul Neculai Nistor și doamna Roșca Lidia, învățătoarea mea dragă, învățători care scriau și texte pentru mine, mi-aduc aminte așa cu drag, făceau serbări când se făceau altă dată, ceva foarte frumos, așa, bună dimineața, primăvară, până la un început de text acolo. Apoi să mulțumesc doamnei Vasiliu Irina, profesoara mea de română, cred, nepoată a actului actor, Igor Vasiliu Biric, doamnei Aurica Tăbăranu și, cu mare bucurie, doamnei Ionescu, un model de filolog, de profesor, ordonat, sistematic, la lecțiile căreia m-am gândit peste ani, devenită profesoară, cum erau, cum se făceau, cum făcea doamna Haviș, doamna Ionescu, cum făceau
Mulțumesc de asemenea profesorilor de mai târziu, profesorilor de la București, doamna Cătănescu, Vasnic Căstrănescu, specialist în materie de istorie limbii române, doamna Cărticianu și tuturor care au contribuit la formarea mea. Mulțumesc colegilor care și-au amintit de mine cu drag și care sunt acum în sală să mă susțină. Experiență, cu dragă inimă mă implic. Da, cam acestea. Mai poate vin și celălaltă. Tot de la Colegiul Național Mihai Sădoveanu din Pașcani, diploma de excelență se acordă domnului profesor Banu Viorel, la fel cum contribuția de sănătate în școlii românești. Domnul profesor Banu Viorel. Doar câteva cuvinte. M-am legat de Colegiul Sădoveanu Pașcani de foarte mult timp. În 1972 începeam liceul. Am terminat postul Liceul Real Umanist Pașcani. Apoi am urmat cursul de facultăți de fizică și deși îmi doream să plec în cercetare, s-a întâmplat o situație neprevăzută. La momentul respectiv s-au blocat posturile în orașul mare. N-am mai plecat în cercetare și am optat să vin în învățământ. Unde credeți? Nu mai era liceul Real Umanist Pașcani, era liceul Constantin Borcu Pașcani. Și uite așa, au trecut 42 de ani. Deci de când sunt profesor. Au trecut mai bine de 50 de ani de când am făcut o atenție cu școala pe care am servit-o toată viața. Dacă mă întreabă cineva unde e viața mea, e legată de școala pe care am slujit-o cu devotament, cu dragoste. Nu-mi place cuvântul pensionar, nu știu. Mă obișnuiesc cu el. Uite, cred că am găsit un alt cuvânt. Ca drept dovadă, eu am ieșit la pensie, dar sunt activ ca profesor. Îmi conține activitatea la catedră ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Acum, să nu credeți că nu vreau să vină un tânăr își lăsați până de mancă. Văd că nu mai vor tinerii absolvenți de facultate să vină în învățământ. Deci că postul, hai să spun un alt rău, n-a venit nimeni, nici anul trecut, nici anul ăsta. Eu am zis că se continuă. La rugămintea părinților, elevilor, a conduce în școli. Și atât că suntem la 40 de ani de activitate. Deci încă nu sunt pensionar. Sper ca sănătatea să-mi permite să duc la bun sfârșit și acest an școlar. Și dacă se va întâmpla iarăși la toamnă, să gândesc la ifoare, domn profesor, haideți că
nu vrea nimeni să vină în învățământ. Asta e o problemă pe care societatea românească trebuie să rezolve. Pentru că tinerii ne întrebăm de ce nu vor să vină. N-aș vrea să dau eu răspunsul. Îi cunosc deja de mulți acest răspuns. Da. Câte de timpuri mai mult. Așa că poate mă obișnuiești cu totul pensionar, dar ceva nu-i tot. O invit alături de noi pe doamna maestru-instructor Verveca Elena de la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc din Pașcani. Domnul profesor? Tot diploma de excelență se acordă doamnei profesor de învățământ primar Turcu Mirela de la grădinița cu program prelungit numărul 2, Pașcani. Și de romantism pe care am avut-o cu Oana Sârbu. Despre mine pot să vă spun că sunt absolventă a Liceului Pedagogic Vasile Lupu din Iași și a Facultății de Educație Fizică și Sport, dar am rămas fidelă primei mele dragoste și am rămas educatoare. Am lucrat 43 de ani ca educatoare. Am iubit copii și eu am iubit pe mine. Și am avut și susținerea părinților și respectul lor. Sunt mulțumită că mi-am pus misiunea până la capăt și sper să mă bucur de nouul capitol al vieții mele. Tot diploma de excelență se acordă doamnei profesor de învățământ primar Șerban Virgina de la grădinița cu program prelungit numărul 2, Pașcani. Doamna Șerban? Sunteți băiatul, bănuiesc. Haideți. O să vă rog să rămâneți dumneavoastră aici pe scenă alături de noi. Tot din învățământul primar se acordă diploma de excelență doamnei Lupu Adela de la grădinița cu program prelungit numărul 3. Doamna Lupu. Ștefan de la Clubul Copiilor Pașcani. Știu că dumnealui este în Israel. Spunea că va trimite un reprezentant. Este aici în sală? Nu. Ei, atunci îi transmite salutări în Israel și sigur va trimite pe cineva. Acestea sunt cadrele didactice care sunt omagiate în această seară. Cadre didactice pensionare din anul școlar, după cum spuneam, 2022-2023. Sunt în asentimentul dumneavoastră, mă sigur că le urăm sănătate. Domnul profesor Vanu spunea că încă este activ. Sănătate și multă putere de muncă în continuare.
și dumneavoastră. Felicitări și vă mulțumim încă o dată pentru activitatea pe care ați depus-o. Și domnul profesor, deci... iar domnului primar îi mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordă permanent instituției noastre și ați spus legat de spectatori. Noi încercăm să ne facem datoria. Spectatorii nu-i putem aduce cu forță în sală. Sperăm. Da. Încercăm. Dumneavoastră, vă mulțumim pentru participare și vă urăm o seară plăcută în continuare. Și ca de obicei, cum închei orice activitate a Casei de Cultură, vă aștept în continuare să fiți alături de activitățile pe care Casa Municipală de Cultură Mihai Sădoveanu din Pașcani vi le propune în continuare. O seară plăcută!